Debut este o alternativă a cinematografiei comerciale în care tinerii regizori încearcă să arate o diversitate și un nou suflu al cinematografiei moldovenești. Promoția 2014 m-a bucurat foarte mult pentru că ei au lucrat în echipe, au filmat, au montat, au scris scenarii, au jucat în unele filme, filme documentare, filme de ficțiune. De aceea cred eu că anul ăsta este un an de roditor și de succes. Menajerul de Radu Zaporojan este proiecția care a deschis festivalul, chiar dacă pe alocuri filmul cuprinde scene care au provocat zâmbete în rândul spectatorilor, totuși problema abordată în film este dramatică, traficul de ființe umane. Este dramă și împletită cu un pic de comedie. Dacă m-a regăsit, nu e prea m-a regăsit, dar are la bază o anumită experiență personală din trecut și de obicei despre aceste experiențe e cel mai ușor să facem filme, să povestim această istorie. Sala cinematografului Odeon a fost plină la deschiderea festivalului. Spectatorii au avut păreri împărțite vis-a-vis de proiecțiile urmărite. Îmi pare foarte bune filmele, sunt bravo băieți, au lucrat foarte bine. Chiar mi-a plăcut foarte mult al doilea film, minunat, și primul a fost bun, nu spun nimic, dar al doilea m-a impresionat. Prea mult monotonie în film, am văzut. Dar ideea filmului, adică bine, știm cu toții că la noi se fac traficul de persoane și adică ideea a fost bună. În prima ediție a festivalului au fost prezentate 9 din cele 21 de filme care vor rula pe parcursul acelor 3 ediții. Proiecțiile prezentate de tineri reprezintă lucrări de licență sau din cadrul laboratoarelor practice de la cursurile Catedrei Multimedia, Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Festivalul de film studențesc debut continuă astăzi și mâine. Maria Ieșan, Alexandru Smirnov, Pavel Voscoboi pentru știrile 21.